din acest raport cu faptul că facerile dumneavoastră sunt o prepoziție. După președinția dumneavoastră, Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a transformat în Consiliul Coordonator Capodistriei. Deși ați fost promis să merge Consiliul prin concurs, practic, perioada aceasta v-ați transformat aproape toți în candidatii. Eu am o singură întrebare. Spuneți-vă, rog, cine este patronul de facto al instituțiilor media STS și Super TV? Da, o să răspund la partea finală, pentru că ceea ce ați menționat la început, chiar nici nu vreau să comentez. Conform declarațiilor care au fost depuse la Consiliul Coordonator Audiovizualului, deci patronul sau beneficiarul finalul posturilor în cauză este domnul Dorin Păriescu.